Bonjour, bonjour. Oui, ça se parle toujours à la maison, mais que je fais au cocktail de Ronceron Ron. Doamnelor și domnilor, am invitat-o pe buna mea colegă, prietenă, Ioana, de la Cluj, prezentatoare. Serus, bine ai venit! Dar ce faci? La emisiune, la cronică, spunea, băi, dar pe mine când mă înveți? De unde? Că ea a făcut o chestie cu gătit venit din Thailanda și am nebunit netul și am zis, dacă e așa, trebuie să vin alături de mine. Deci de asta m-ai invitat. Nu. Avem cuțit, avem toate ingredientele preparate. Ce facem de mâncare azi? Astăzi facem de mâncare ceva foarte interesant și am zis că dacă tot am început cu grătare, am zis, băi, venim pe Fusion, venim pe SF, venim pe New Entry, venim pe o rețetă de care dumneavoastră nu ați auzit în veci. Amin! Bun, fii atent. Hai că m-ai făcut curioasă. În România nu s-a auzit de combinație de asta, banană cu ou. Păi cum nu? Ai făcut? Da, mereu, e foarte bun. Ah, bun, bine, tu călătorești foarte mult, Cluj-București, București-Thailanda, Thailanda. Dar n-are nicio legătură, toate mi-a uite, e o rețetă, știu ce facem, da. M-am prefăcut că nu știu, că așa. Știi, am zis. Dar să știi că e o rețetă pe care o fac sportivii, pentru că e foarte dietetică. Și cum noi suntem sportivi. Și cum noi suntem sportivi. Ioana, te rog puțin, frumos, puțin să modificată puțin. Față vreau de ce vreau să vă prezint faci, meniul zilei. Avem ciorbă cu înghețată de perișoare. O stropel de pui Shanghai, înghețată, n-are nicio legătură pentru că... Perișoare cu ciocolată sau cu banane? Bun, o să avem așa nevoie de 2 ouă, așa. Banane, ciucalaca chichicha, făină de ovăz, scorțișoară, zahăr. Ce facem? Amestecăm și frecăm foarte bine toate lucrurile astea, după care le luăm și facem ca un fel de clătită pe care o punem la tigaie, o întoarcem. Și când scoatem clătita aia încinsă, venim cu această ciocolată și întindem pe toată clătita, după care o rulăm sau o întoarcem, o facem de gen tortilla și se mănâncă. Hai, nu mai zi, hai să ne apucăm o dată de treabă, că îmi plouă în gură, nu mai pot. Ok, bun, va trebui să să decojim banana. Banana! Eu te spun lui mama. Mi-ai păpat banana, nu mă mai joc, nu. Bun, Ioana, ne jucăm cu banana. Mereu gătesc, să știi că nu-mi place să mănânc în oraș, așa că de cele mai multe ori gătesc acasă. Ok, și... avem o problemă din cauza unei fluctuații mari de curent, chiar aici la studio unde suntem. Ni s-a ars blenderul. Ce era să zic, că n-avem blender? Nu, am inventat eu ceva. Ce ai mă, ce toată lumea are blender? Bine că... Trebuie păstrată tradiția. Este o banană ardelenească. Natul ai dat mie țucuche pe frunce, na. Hai că merge, poți? Ai putere? Merge. După o să venim cu ouăle. Va trebui să le batem întâi, mă. Hai, știi ce fac? Bat eu aici... Te bate tu ouăle și până atunci mai mărunțesc eu. Câte ouă punem? 3, da? Îți place să baci ouăle? Nu, mie îmi place să decojez banana. Aoleu! Așa... M-am născut între Carpați. Știi că am fost acum în Thailanda și acolo bananele sunt mult mici. Mai mici decât în România? Da, da, da. Păi am fost în Africa. Mamă, știi ce banane mari erau? În Thailanda sunt banane baby. Sunt mici? Da. Păi aici, de exemplu, în România n-am văzut banane mai mari de 13 cm. Două linguri. Amesteci întâi acolo, da, și da, pe da, bananele? Da, 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 ca să-l omogenizăm. Chiar trei. Făină de ovăz. De ce punem făină de ovăz? Ca să-i dea o structură, o consistență mai groasă, amestecată cu banana, să se facă ca un fel de lipie clătită, da? Punem, avem aici zahărul. Avem scorțișoara. Bun. The scorțișation. Asta nu... E mult! Nu, băi, a mai rămas. Puțin acolo. Ok, și amestecăm.
cum se zice când ioi, nu? Tu l-ai, Doamne. Tu l-ai, Doamne. Tu l-ai, Doamne, ce bun a fi. Cum se aprinde aragazul la tine? Aragaz, aprinde-te. Ia. Și le faci așa mai micuțe, vezi? Aha. Ca niște plăcintuțe mici. Cu cum ai... Facem câte una sau câte două? Câte două. Uh-huh. Păi asta e șmecheria, că dacă faci micuțe, faci mai multe. Este o nebunie. Iar aici, faptul că am ținut ciocolata asta la căldură, nu este de la frigider să fie tare, să rupă compoziția noastră, o să fie... Yummy. Fii atent, prima clătită. Mini clătite. Mini clătite. Mini clătite cu... Arată... Aproape perfect. Nu, arată foarte bine. Varianta asta de dulce putea merge, de exemplu, cu un gem de butui? Nu. Ce ai vrut să le întorci? De încercam. Nu, stai liniște că am dat pe hot asta, am luat-o de la mâna a doua, dar e adusă din Germania, e foarte mișto. Mi-a adus-o cineva. Așa. Ideea e că ar trebui să puneți ca raport cantitate la o banană, un ou. Dar tu unde ai învățat să gătești? La Paris, când eram mic, am făcut liceu de bucătărie, cofetărie și mecanic auto. E o modă acum, eu nu mai gătesc acasă. Păi de ce? Mâncarea gătită acasă e cea mai bună. Exact. Dar ideea de gătit o asociez cu relaxare, cu o muzică, cu un pahar de vin, cu iubitul sau cu iubita care vine și te ajută la vase, la... Mie așa îmi place, să știi. Chiar mă relaxează gătitul. Să știi că și pe mine. Este extraordinar. Dar și chiar îmi place... poate ne deschidem un restaurant, ce zici? La? Ioana. Stai să ți le dau și pe astea. Uh-huh. S-au carbonizat puțin. Nu, lasă că e foarte bine. Face bine la stomac. Ne mai ajung de două. Trei. Bun, hai să facem. Deci voi ca și cameraman nu mâncați, de la organizare nimeni nu mănâncă. Iar trebuie să mâncăm noi. Aoleu, ce rău îmi pare. A nu le aranjezi și tu frumos să faci un dish așa de... Nu, uite așa punem. Că e și moale. Bine, tu ești șeful. Nu, dar mă gândesc că fiecare să-și pună cât dorește, dar lasă mai bine așa. Că dacă fiecare își pune cât dorește, o să rămân eu fără ciocolată. Uite. Vi le aranjez așa. Câte mai sunt acolo, Iona? Două? Mai sunt două și mai am material pentru una. Nu, deci va trebui... Ioana abia aștept să termine ca să guste din... Și o să o mănânci pe asta pentru că este rece deja, adică rece este cea mai bine făcută. Mă ocup eu, lasă... Stai acum, nu las treaba neterminată. Stai să-l chem pe băiatul care spală vasele, nu știu unde e. Să-l trimiți și la mine acasă. Codruț! Dezbrăcatul ăla, să mă, că eu sunt. Îmi place să spăl vase. Nu, eu urăsc, deci iubesc să gătesc, dar de spălat vase. Dacă vrei, uite, dacă vrei ceva interesant, poți să-ți iei o mașină de spălat vase vintage. Are 45 de ani. Îi spală... Mai și arată bine. Face sală, se întreține. Cine, mă, mașina de spălat? Tinerică, da. Va trebui să punem... Ia. Dacă mai auzim ceva voci de afară, noi nu vorbim aici. Dar știi ce ar aici. Mai fi mers? Niște frișcă deasupra. Știi ce ar mai fi mers? Un șemineu și undeva o apă și ea să fie în costum de baie și... Păi și? Cu frișcă. Păi tu folosești frișca la mâncare? Ce Dumnezeu! După o partidă de asta de iubire îți place... faci glicemia și e 300. Mie îmi place mai mult să mănânc decât orice pe lumea deci da. Ce ai făcut azi noapte? Am aprins lumânări, am dat drumul, frișcă. Păi și-am mâncat. Mi-am umplut cada cu... Am făcut un platou. Am făcut o baie cu spum. Băi, și-am mâncat o șaorma. Asta sunt eu. Știi că e o poantă pe net? Două tipe, una cu burtă, una fără burtă și cea cu fără burtă. Îi pune una celelalte pe burtică. Spune, băia sau o fetiță? Ce? Nu, șaorma. Ok. Uitați. Aici. În sfârșit să opresc aragazul, că mor leșin. Care trebuie să facă poze, să se uite, să... Ce? Gata. Vezi că ai căneală la ochi.
Ioana, draga mea colegă, vreau să vii aici, te rog frumos. Așa. Stai să... Să-i... Te-am stai pupat o zi. Nu, stai, vină cu acea. Vină cu acea. Așa, te rog. Aia cea mai mică? Bine, uite, două, hai. Așa, mai mergi. Ok, vreau să vină pe partea asta, te rog, aici la mine. Și vreau să-mi spui... Dă-mi o furculiță ceva. Ia și cuțitai acolo. Dacă vrei să... Dacă vrei să fie... Ca o doamnă cu un cuțit de-astea finut. Ia și cu ciocolată. Stai că trebuie să tai de aici. Mm. Știu că și vouă e poftă și mie, dar o las pe ea, că dacă se întâmplă ceva, să ne uit... Deci, o... Nu, serios. Băi, chiar foarte bună. Nu mai am zis cu mica, mă duc să mănânc. Vă pupăm, la revedere. Mai repede, că se răcesc. Mă duc să mai iau ouă, banane, să continuăm, pentru că pofta e mare. Ne vedem. Doamne, cum sunt când ne astea. Vedem. Nu mai contează când ne vedem. Puneți una și gătiți. Hai. Dragii mei, iată că pentru această emisiune am găsit o voce mai specială, o voce mai interesantă, o voce cât se poate de ok, pentru ca dumneavoastră să rețineți următoarea rețeta noastră, și anume consome de ceapă. La Franța, când am fost, într-un vis, pentru că n-am fost la Paris niciodată în viața mea, am zis să mănânc un consome de ceapă. Și la acest consome de ceapă avem nevoie de ceapă, de ceapă, de un pahar de vin alb sec, de niște prosciutto... pentru prosciutto, pardon, cum se zice bănea asta? Parmigiano-reggiano, pe care îl vom răzui, o felie de pâine pe care o vom prăji puțin la foc, să o punem peste cu parmezanul ăsta cald. Avem nevoie de această minunată oală minune pe care am și pregătit-o, unde avem apă, sare, un morcov și niște chestii mai speciale, secretul lui șef dezbrăcatul. Și o vom pune pe această minune la foc și o vom lăsa să fiarbă, timp în care noi vom pune, ca să vedem.
multă? Nu. Nu este multă pentru că la o asemenea cantitate o să iasă cam două porții, dar consistente, bune. Ok. Dragii mei, iată că merg cu ceapa la adăpat. Până se fierbe cărnița de vită pentru sos, pentru toată combinația pe care noi o vom pune aici, vom pune ceapa la făcut. O vom lăsa să scadă la foc mic. O vom amesteca încet și bine și în momentul în care ia culoarea aceea ruginie, această spatulă este foarte bună. Observați cum intră pe soldul de ceapă și se multiplică. O facem așa să scadă, după care punem paharul de vin și va fi un deliciu. Era o vorbă, un deliciu cumnată. Pentru aia care au cumnată, v-ați întrebat de ce nu am lăcrimat în momentul în care am tăiat ceapa? Pentru că este o ceapă specială care este cu ceva ce are anti-lăcrimant. Bun. O lăsăm, uitați cum s-a făcut cu această ustensilă. Doamnelor și domnilor, atâta vreme cât oala minune lucrează, eu la tigaie am terminat deja ceapa. Observați că a luat această culoare care mă face să torn acest vin sec bun, să-l torn aici și să-l las să scadă. După care o să terminăm și cu oala minune și toată compoziția asta de Riesling și ceapă, sare și sufletel de la mine. O vom pune aici, parmezan, chestii, revenim, hai, rămâneți aici. Eu lucrez aici, sunt în călduri, hai. Sus în deal e casă și acolo-i mândră mea, liberă, frumoasă, ia să vă arăt ce-am preparat. Stai să închidem aici că e... Da, vă deranjează, asta e, să lucrez afară. Deci, doamnelor și domnilor, stimați concetățeni, trebuie să vă anunț că această minunată variantă de rețetă, consome de ceapă, este aproape gata. Uitați cărnița pe care am să o scot de aici, super mega fiartă, cărniță care este super bună și măduva osului va rămâne aici pentru gust. Uitați un inel. Un inel de negru, de pus pe deget. Așa, această cărniță o să mănânce, o să pape tot băneasa. La cărnița asta mie îmi place foarte mult să o mănânc pe fund așa, cu sare. Uitați și noastră ce nebunie, o să lăsăm mai acolo. Uitați și noastră ce nebunie avem aici, cum arată. Punem un praf de sare, nu trebuie să vă arăt. Punem un praf de sare și o lăsăm să se răcească, după care o vom mânca. Pentru că acest ingredient nu ne trebuie la rețeta finală, da? Bun, acum am să iau tigaia care are paharul de vin, ceapa și am să pun toată combinația aici, ușor, să nu ne stropim. Și o vom mai lăsa la foc un sfert de oră. Ui, ce nebunie. Ui, ce nebunie. Deci chiar o să fie super, super bună. Alora, aprindem focul. Și mai lăsăm acum un sfert de oră să dea în clocot, o gustăm cu sare, după preparăm bucățica de pâine cu parmezan răzuit, ori cu bulețe. Poftă bună, hai, mă reîntorc. Iată că a venit momentul cel mai important al zilei și anume stați în fața televizoarelor și vedeți ce bunătate a făcut șef dezbrăcatul, un băiat tare cu mințel care chiar s-a implicat în facerea acestor lucruri minunate. O să mai am nevoie de puțin parmezan ras. Voi pune în farfurie. Am pus deja pâinea la prăjit. Da? Cam atât. Mai facem puțin.
Bun, acum, acest consome se mănâncă în felul următor. Se pune consome în farfurie, se pune pâine la prăjit, iar peste pâinea aia se pune parmezanul care o să se moaie și o să curgă pe lângă. Și acum voi pune consomeul, da, cu măduva de la os, cu ceapă rămasă. Ok. Cam asta este o porție. Ia să vedeți dumneavoastră aici. A sărit pâinea. Și vom pune parmezanul peste. Ok. Dragii mei, mă bucur că ați fost alături de mine. Vă invit la un super consome de ceapă, făcut cu multă dragoste și chiar este o porție sățioasă, consistentă și cu păinică și cu parmezan și cu ceapă și cu vinul sec, care este o nebunie, a dat o aromă incredibilă. Vă pup și ne vedem când vreți voi. Acasă mă chemați și vă gătesc, contra cost, bineînțeles. Poftă nebună să aveți! La revedere! Dă-mi o link, bră, că mănânc aici, nu mai pot de poftă.